Parcare cu plata prin SMS este un proiect la care se lucrează în acest moment la Târgu Jiu. Numărul de mașini s-a triplat în ultimii 2 ani, iar cei care au cel mai mult de suferit din această cauză sunt șoferii. Ei văd cu ochii buni această măsură, însă sunt și reticenți cu privire la eficiența acestei metode care, spun ei, îi va pune pe unii șoferi în dificultate. Programul vine ca o gură de aer pentru gorjenii care se confruntă zi de zi cu blocaje în trafic. Ușor, rapid și la îndemână, asta este promisiunea pe care o primesc șoferii târgujieni. E un proiect de hotărâre, 30 de zile va sta pe transparență pentru modificările necesare, după care, prin hotărâre de Consiliu Local, putem să adoptăm acest proiect. Șoferii au însă alte variante pentru a decongestiona traficul din oraș și afirmă că parcările cu plată prin SMS i-ar pune în dificultate, mai ales pe cei în vârstă. Era bine cu bani înainte. Unii oameni nu o să folosească noua tehnologie cum ar veni așa. Mă refer la cei în vârstă. Tineretul, da. Mi se pare normal, dar nu se poate aici. Nu se poate pentru că sunt oameni, deci vă mai explic încă o dată, sunt oameni de vârsta a treia și oameni care nu prea toată ziua le au cu SMS-urile, cu chestii de genul ăsta. Vi se pare că avem îndeajuns de multe locuri de parcare pentru un asemenea program? Nu. Nu. Uitați-vă și dumneavoastră, filmați și dați așa, o panoramă și să vadă toată lumea unde. Parcare cuplată prin SMS nu rezolvă însă lipsa locurilor de parcare din oraș.